Populația Republicii Moldova devine într-un ritm alarmant tot mai bătrână. Potrivit datelor prezentate de economistul Veceslav Ioniță, vârsta media celor aflați în țară a ajuns la 41,5 ani, în creștere cu 0,6 ani față de anul trecut, când vârsta medie era de 40,5 ani. De la declararea independenței, vârsta medie a populației a crescut cu peste 9 ani. Îmbătrânirea populației aflate în țară este determinată de trei factori majori. Natalitatea extrem de mică, migrația tinerilor peste hotarele țării, speranța la viața în creștere, cel de-al treilea factor este unul pozitiv, deoarece calitatea vieții și medicina modernă a dus la creșterea semnificativă a speranței de viață. Însă primii doi factori sunt o problemă enormă pentru Moldova, a precizat economistul. Potrivit lui Ioniță, cel mai îngrijorător este că procesul de îmbătrânire s-a accelerat în ultimii doi ani. Dacă în perioada precedentă populația Moldovii în fiecare an îmbătrânea în mediu, era cu 0,1-0,2 ani. Atunci, începând cu anul 2000, acest indicator a crescut până la 0,3 ani, iar în 2022-2023 a atins cote nemai întâlnite în istoria noastră, de 2-3 ori mai mult decât media tradițională, ridicându-se până la 0,6 ani, a scris economistul. Veceslav Ioniță a mai constatat că în prezent Moldova se confruntă și cu cel mai mare val de migrație din istoria sa, de asemenea, natalitatea atins minimul istoric și cele mai recente date ale Biroului Național de Statistică arată că Moldova riscă să ajungă depopulată. Anul trecut, decesele au depășit nașterile cu aproape 10.000, potrivit cifrelor oficiale.